Bine ați revenit! Am ajuns la întrebarea cu numărul 120, dar să vedem întrebarea cu numărul 119 întâi. Presupunând că distanța de la armă la cilindru nu este atât de mare încât cilindrul să ajungă pe sol înainte ca glonțul să ajungă la el, întrebările sunt atunci următoarele. 1. Dacă tragem cu arma, glonțul lovește cilindrul? 2. Dacă tragem cu arma, dar mecanismul nu funcționează, nu dă drumul cilindrului să cadă, glonțul lovește cilindrul? Vă rog să alegeți răspunsul pentru ambele întrebări din variantele care urmează. În aceste variante, prin distanță, se înțelege distanța dintre armă și cilindru. A. Întotdeauna, indiferent de distanță. B. Niciodată, indiferent de distanță. C. Depinde de distanță. V-am rugat să nu vă gândiți la faptul că experimentul se petrece pe lună, ca să nu vă las să explorați piste false, piste greșite. Ba chiar v-am pus o întrebare, de ce au pompierii bretele roșii? Ca să vă amintesc că informațiile fără rost, nu numai că nu ne ajută, ci ne pot chiar încurca. Presupun că știți cu toții răspunsul la această întrebare, ca să nu le cadă pantalonii. Dar să vedem care sunt răspunsurile la întrebările noastre. Cei care au pregătire militară sau cei cărora le plac armele, știu că armele au un dispozitiv numit înălțător. Înălțătorul clasic arată, așa cum vedeți în această fotografie, este de fapt o pârghie care îi putem schimba poziția punctului de sprijin, modificând în acest fel înălțimea unui capăt al acestei pârghii, capăt pe care se găsește o crestătură pe care o numim cătare. La armele moderne există și alte tipuri constructive, unele chiar cu lunetă, dar toate fac același lucru. Aici vedeți o astfel de variantă de înălțător. Ce credeți că face înălțătorul? Ați ghicit. Înalță. Înalță gura țevii. Sigur, nu înalță el, ci ne obligă pe noi să facem acest lucru atunci când țintim. Să vedem cum. În acest desen, vedeți un înălțător clasic montat la o armă, țeava armei și cuiul cătării. Cuiul cătării se găsește la capătul țevii. Când țintim, vedem prin crestătura înălțătorului cuiul cătării și ținta. Dar, deoarece înălțătorul nu este paralel cu țeava, linia de țintire, pe care o vedeți desenată cu albastru, nu este nici ea paralelă cu țeava. Țeava are o altă direcție, cea pe care o vedeți acum desenată cu roșu. Și asta înseamnă că în momentul în care iese din țeavă, glonțul are viteza pe direcția acestei linii roșii. Oare de ce ne face înălțătorul să tragem în acest fel? Pentru că aparent în acest fel vom trage peste țintă. Ne face să înălțăm gura țevii pentru că glonțul, ca orice corp, cade. În timp ce zboară spre țintă, cade. De aceea traiectoria lui va fi cea pe care o vedeți acum, desenată cu negru. Atenție, cade înseamnă că se abate de la dreapta desenată cu roșu, se abate în jos, cu distanța de cădere. De pildă, în desenul nostru este notată cu H, distanța pe care a căzut glonțul, din momentul în care a ieșit pe țeavă până când a lovit ținta. Și după cum vedeți, datorită înălțătorului, dacă am țintit bine, glonțul, deși cade, lovește ținta. Pe înălțător sunt trecute distanțe, cu cât ținta se găsește la distanță mai mare, cu atât ridicăm mai mult înălțătorul și cu atât mai mult se va ridica și gura țevii. S-ar putea să spuneți bine, dar glonțul se deplasează atât de repede, ajunge atât de repede la țintă, încât n-apucă să cadă decât foarte puțin. Să vedem câteva calcule simple, nu vă speriați, le-am făcut deja. O armă modernă imprimă gloanțelor viteze supersonice. Să luăm, de exemplu, o armă care imprimă gloanțelor o viteză de 400 de metri pe secundă și să presupunem că ținta se găsește la 200 de metri.
Asta înseamnă că glonțul are nevoie de o jumătate de secundă ca să ajungă la țintă. În prima jumătate de secundă de cădere, dacă las un corp să cadă, aici pe pământ, el parcurge mai bine de un metru, cam un metru și 20 de centimetri, dacă putem neglija frecarea cu aerul, iar pe lună cam 20 de centimetri. Deci, fără înălțător, glonțul nostru va lovi pe pământ cu mai bine de un metru sub țintă, iar pe lună cu vreo 20 de centimetri. Iar la distanțe mari, distanța de cădere este și mai mare. În prima secundă de cădere, pe pământ, un corp cade aproape 5 metri, 4,9 metri, dacă neglijăm frecarea cu aerul. Ca să răspundem la întrebările noastre, mai trebuie să știm două lucruri. Primul este acela că sub acțiunea greutății, adică sub acțiunea unui câmp gravitațional, toate corpurile au aceeași accelerație, adică toate cad la fel, cad aceeași distanță în același interval de timp, indiferent de masa lor. Un corp care are 100 de grame cade cu exact aceeași accelerație cu un corp care are o tonă. Cele două corpuri se mișcă la fel sub acțiunea greutății. Am explicat de ce și am arătat și un experiment care dovedește acest lucru în cursul de mecanică cu titlul Principiile dinamicii. Găsiți linkul în descriere dacă vă interesează acest lucru. Mai trebuie să știm și că undele radio se propagă cu viteza luminii. De fapt, undele radio sunt unde electromagnetice, la fel ca lumina. Acum știm tot ce trebuie ca să răspundem la întrebările noastre, dar întâi vreau să vă amintesc că am făcut precizarea, nu țintim corpul, ci aliniem țeava pe direcția lui. Cred că acum înțelegeți de ce, pentru că a ținti înseamnă a folosi un înălțător și înălțătorul corectează căderea glonțului. Ori întrebarea noastră se referea la cazul în care țeava armei este pe direcția corpului pe care îl țintim. În momentul în care glonțul iese din țeavă, pleacă și un semnal radio, vă amintiți, care ajunge practic instantaneu la țintă, deoarece, așa cum v-am spus, se propagă cu viteza luminii. Iar timpul necesar luminii să parcurgă câteva sute de metri sau chiar câțiva kilometri este absolut neglijabil față de duratele despre care vorbim acum. Semnalul radio declanșează eliberarea cilindrului, ceea ce înseamnă că cilindrul începe să cadă în aceeași clipă în care glonțul a ieșit pe țeavă și începe și el să cadă. Și pentru că sub acțiunea greutății glonțul și cilindrul cad la fel, glonțul se va abate de la linia de țintire, de la direcția țevii, de fapt, cu exact atât cu cât va cădea cilindrul. Ceea ce înseamnă că glonțul va lovi întotdeauna ținta, indiferent de distanță. Am primit de la domnul Dumitru Antonie, căruia îi mulțumesc încă o dată, câteva animații care ne arată ceea ce v-am spus și vreau să vă prezint două dintre ele. Veți vedea numele celor care au realizat animațiile cu multă vreme în urmă, Brigitte Basset și Salvador Hurtado Fernandez. Nu știu cine sunt, dar le mulțumesc în numele meu și al vostru. În prima animație veți vedea cum se trage cu praștia într-o nucă de cocos care începe să cadă exact în momentul în care pleacă piatra din praștie. Vă rog să observați că, deși se trage cu viteze din ce în ce mai mici, piatra lovește întotdeauna nuca de cocos. În a doua animație, veți vedea cazul în care tragerea se face pe orizontală. Și în acest caz, se poate observa ușor că distanța pe care cade glonțul este aceeași cu distanța pe care cade nuca de cocos. Thank you.
Și acum cred că știți răspunsul la ambele întrebări. Dacă mecanismul lasă cilindrul să cadă, glonțul lovește întotdeauna ținta. Dacă mecanismul nu funcționează și cilindrul nu cade, glonțul va trece întotdeauna pe sub țintă, cu excepția cazului în care tragem de la o distanță atât de mică încât abaterea glonțului de la traiectoria dreaptă este neglijabilă. Și am ajuns la întrebarea cu numărul 120. Va fi o întrebare foarte scurtă în legătură cu ploaia. Poate unii vă amintiți că am mai avut o întrebare legată de ploaie, și anume cea cu numărul 12, cu titlul... Era vorba despre vase de forme diferite puse afară în ploaie. Dacă n-ați văzut videoclipul și v-am stârnit curiozitatea, găsiți linkul în descriere. Azi este vorba despre trei butoaie identice, așa cum vedeți în desen, încărcate pe trei vagoane de marfă tip platformă. Butoaiele n-au capac, sunt deci deschise. Să notăm atât butoaiele cât și vagoanele cu literele A, B și C. Butoaiele A, B, C și vagoanele care le corespund tot A, B, C. La un moment dat începe să plouă. Și tot atunci, două dintre vagoane, B și C, pornesc la drum. Vagonul B face parte dintr-un tren care se deplasează cu viteza constantă de 30 de km pe oră, iar vagonul C face parte dintr-un tren care se deplasează cu viteza constantă de 50 de km pe oră. Ploaia are aceeași intensitate, deci cade aceeași cantitate de apă pe metru pătrat și pe oră, atât în locul în care stă vagonul A, cât și pe traseele pe care se deplasează vagoanele B și C. Întrebarea este, după o oră de ploaie, timp în care vagoanele B și C s-au deplasat, așa cum v-am spus, iar vagonul A a fost în repaus, în care butoi se găsește mai multă apă? În A, în B sau în C? Vă mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!